Județul Argeș s-a aflat joi sub avertizare de cod galben de ploi, iar Câmpulungul a fost lovit din nou de furia naturii. Mai multe gospodării din zona graniței cu comuna Valea Mare Pravăț au fost inundate. Aici problema se află la șansurile care s-au colmatat sau au fost surpate din cauza intemperiilor. Joi după masă, ploile au făcut din nou prăpăd în gospodăriile din zonă. Păreașul s-a umflat, a dat pe afară, iar apa a ajuns în curs și în casele oamenilor. Vineri, reprezentanții administrației domeniului public-privat, împreună cu cei edilul CGA, au început lucrările pentru montarea altor tuburi de mari dimensiuni. Au fost extrase cele vechi, care erau cu mult mai înguste. A fost excavată zona și a fost pregătit terenul. Această lucrare, spun cei din zonă, trebuia făcută cu mult timp înainte. De partea cealaltă, reprezentanții ADP-ului susțin că s-au lovit de refuzul localnicilor care nu ar fi vrut să se înlocuiască tuburile pe motiv că le vor strica podiștile.